Nu știu cum vi s-a părut conflictul dintre Stelian și Robert, dar sincer mie nu mi-a plăcut absolut deloc și nu mi-a plăcut niciuna dintre reacții și comportament și vorbe aruncate. Chiar nu știu, în cazul lor nu înțeleg ce au de împărțit, pentru că văd că au mai fost așa anumite discuții și între Stelian și Raul și între Stelian și Cristi, mă rog, am mai avut discuții și conflicte, după cum bine știți, și cu alți băieți din casă, dar chiar așa, cu cuvinte jignitoare și tot felul de expresii din astea, nu am mai văzut așa cum s-a întâmplat cu Robert. Chiar și Robert nu mi-a plăcut pentru că a folosit niște cuvinte foarte urâte și mi se pare că se iau de la nimic, adică au acolo o ranchiună între ei pe care, nu, din punctul meu de vedere, nu este justificată. În cazul lor, nu știu dacă are legătură cu Ramona, dacă are legătură cu Tess, mai degrabă aș zice că are legătură cu apropierile dintre Stelian și Tess din ultima perioadă, pentru că tot mai cred acolo că Robert mai are anumite resentimente și emoții negative în ceea ce o privește pe Tess. װ װ װ││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